Să trăim oare moartea lentă a influencingului? Tocmai acum când deveneam Madonna? Mă căznesc să postez o glumă de Grindr pe care am făcut-o cu unul care n-a înțeles-o. Și numai nu se încarcă. Mai bine mă duceam să mă culc. Mă întreabă cică, cu ce scop aici? Zic, mijlocul. Cum adică mijlocul? Scopul este orgasmul. Mijlocul e lipsa. Ce pot experimenta la prima mână în această drama căderii social media este că cel mai crunt lucru este că tu nu poți posta când acum, de exemplu, dar poți doar vedea la alții. Ceea ce ne obligă chiar să ne uităm la cei pe care avem în listă în loc să ne concentrăm pe ce postăm noi. Pe ce am făcut Bobiță? Plecăm acasă. Și pentru că mă filmez cu camera de la Insta Stories în speranța că totuși nu poate fi doar atât și acum să nu mai existe Instagram după atâta muncă. Și fac aceste filmulețe pe care le voi monta cu mânuțele mele în iMovie și îl voi posta pe YouTube-ul meu, pe care n-aveți decât să-l urmăriți.